Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Cărbunești a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești după ce a fost înjunghiat de soția sa. Se pare că între cei doi a izbucnit un scandal în curtea locuinței. Într-un moment în care bărbatul nu era atent, femeia i-a înfipt în spate un cuțit de bucătărie. Victima a fost găsită în fața imobilului, la poartă, de un consătean care a alertat autoritățile. Polițiștii au ajuns imediat la fața locului și au demarat cercetările, iar între timp bărbatul a fost transportat cu ambulanța la spital, unde a și fost supus unei intervenții chirurgicale. Oamenii legii au deschis în acest caz un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe. Dacă victima își va retrage plângerea, atunci soția sa nu va mai putea fi trasă la răspundere.